Marcu 10:33. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților și mai de seamă și în mâinile cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și le vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ, dar după trei zile va învia. Evanghelia după Luca, în care se arată ceea ce am citit, Capitolul 23, versetul 35. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus și ziceau, pe alții am mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși dacă este El Hristosul alesului Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești tu împărat iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre harii răstignit să bajocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași o Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Isus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Isus a răspuns, adevărat spun, că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Mă rog, Doamne, ca Tu să ne vorbești fiecare în parte. Fă cuvântul Tău ca o rouă pentru sufletele noastre. Ridică, iartă, mântuiește Tu, Doamne. Fie Duhul Tău cel Sfânt în continuare. Mulțumim pentru cântările care au fost cântate, pentru rugăciune, pentru părtășia Duhului Sfânt. A Ta să-ți fie toată gloria în veci. Amin. Vă rog frumos, luați locul În seara asta, în câteva cuvinte doar, aș vrea să vă vorbesc despre ultimul tovarăș al lui Iisus Hristos pe pământ, dar primul care a ajuns în Împărăția lui Dumnezeu, și anume Tâlharul de pe cruce. Un om care n-a mai apucat să facă botez în apă, un om care n-a mai apucat să ia cina Domnului, un om care n-a mai apucat să facă fapte pentru Isus, pentru că avea deja mâinile în cuie, un om care n-a mai apucat să umble pentru Isus pentru că avea picioarele în cuie. Un om care n-a văzut apa schimbată în vin, nu l-a văzut pe Isus umblând pe ape. N-a auzit promisiunea că în casa tatălui meu sunt multe locașuri și cu toate astea a fost primul care a ajuns acolo. Și acesta este tâlharul de pe cruce, un criminal, un tâlhar, care avea un cazier murdar, mizerabil, până în mădva oaselor. Și cu toate astea Biblia spune că pe ultima sută de metri Domnul Iisus Hristos l-a mântuit. Și în seara asta vreau să spun indiferent cine ești, că dacă Dumnezeu a putut să mântuiască tâlharul ăsta de pe cruce, Domnul Iisus te poate ierta și pe tine. Harul lui Dumnezeu e mai mare decât păcatul nostru, frați și surori, dragi prieteni. Harul lui Dumnezeu e mai puternic decât trecutul nostru. Și dacă a putut Dumnezeu să dea viața unui tâlhar, viață veșnică, Dumnezeu poate să mântuiască și să ierte orice păcat lăuda să fie Domnul. Sigur că întrebarea se pune, cum a putut Dumnezeu să-L mântuiască pe telharul ăsta? Probabil cel mai simplu răspuns ar fi acesta, marea îndurare a lui Dumnezeu. Cu toate astea, îndurarea asta lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că Dumnezeu s-a folosit de tot ce era în contextul lui și a convertit tot ce s-a întâmplat în jurul lui în semințe ale credinței, care să se nască în inima lui și să poată să recunoască pe Isus ca Domn. Uitați-vă ce zice Biblia în versetul 35. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus și ziceau, pe alții i-a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși dacă este El Hristosul alesul lui Dumnezeu. Și imaginați-vă cum tâlharul ăsta stă pe cruce și aude ce spun nenorodul și fruntașii. Cum adică pe alții i-a mântuit? Înseamnă că e mântuitorul? Cum adică e Hristosul alesul lui Dumnezeu? Și ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? preia acea bazjocură, preia acea insultă și pur și simplu îi pune accentul care trebuie. O convertește în adevăr, că acolo era adevăr. Și Dumnezeu ia acea insultă și îi dă accentul care trebuie și naște credință în inima tâlharului. Și dintr-o dată tâlharul recunoaște că cel care stă pe cruce nu este altul decât Mesia, Hristosul, alesului lui Dumnezeu. Spuneți-mi, mare Dumnezeu, frați și surori? Un tâlhar care n-a avut de-a face cu Isus Hristos, un om care e la prima întâlnire cu Hristos, aude aceste insulte și Dumnezeu Pur și simplu convertește și naște credință mântuitoare și deschide ochii inimii să vadă cine este la mijloc. Ba mai mult, uitați-vă uitați, -vă, uitați -vă ce zice Biblia. Versetul 34. Iisus zicea, Tată, iartă că nu știu ce fac. Imaginați-vă cum inima acestui tălhar a rămas trăpunsă. Pentru că amândoi tâlhare la început, amândoi îl pe Iisus Hristos. Totuși cel din dreapta își schimbă gândirea. De ce? Uitați-vă la strigătul ăsta. Isus a zis, Tată, iartă că nu știu ce fac. Vă imaginați cum inima tâlharului a rămas străpunsă? C -c cum adică? Îl numește pe Dumnezeu Tată? Se roagă pentru vrășmașii lui care i-au bătut cuie în palme? Se roagă pentru vrășmași? Înseamnă că omul ăsta trebuie să fie special. Înseamnă că omul ăsta nu poate să fie așa rău. Și dintr-o dată Dumnezeu, Dumnezeu, ia strigă lui Hristos pe cruce și străpunge inima tărharului care își dă seama că cel care e la mijloc trebuie să fie un om bun. De ce? Pentru că se roagă pentru vrășmașii lui. Ba mai mult, uitați-vă ce a scris Pilat deasupra. A pus o tablă deasupra crucii lui Hristos unde scria Acesta este împăratul iudeilor, versetul 38. Era scris în grecește, latinește și evrește, limbile lumii de atunci. Și cred că Duhul Sfânt a greșit când le-a pus în toate trei limbile ca să arate că mântuirea nu este doar pentru evrei, nu este doar pentru albi, și pentru negri, și pentru asiatici, și pentru chinezi, și pentru toată lumea. În toate limbile. Isus Hristos nu are monopol numai asupra unei națiuni. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și imaginați-vă când de la harul ăsta stă și se uite cum împăratul iudeilor, acesta este împăratul iudeilor, Duhul lui Dumnezeu ia acea bajocură, bineînțeles, insultă și deschide mintea acestui tălhar de pe cruce și își dă seama că cel care e la mijloc nu este altul decât împăratul, este Hristosul, împăratul împăraților. De aceea se roagă și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. De unde a știut el care împărăție? Pentru că Duhul lui Dumnezeu din nou convertește insulta aceea și o transformă în sămânța credinței. Și omul acesta își dă seama că cel care stă pe cruce este Domnul, este împăratul împăraților. Dragi și sorori, dragi prieteni care suntem aici, dacă Dumnezeu a putut să mântuiască un, tălhar pe cruce, luând bat jocuri în care existau sâmbure de adevăr și să convertească tot contextul lui, să creeze în el mântuire. În seara asta și nu numai, deschideți inima și spune, Doamne, uită-te la viața mea, Doamne, și te rog, rostește un cuvânt, Doamne, și rupe orice legătură de peste mine, Doamne. Doamne, mântuiește sufletul meu. Doamne, liberează-mă Tu, Doamne. Cred în puterea cuvântului Tău cel Sfânt, lăuda să fie în numele Domnului. Am auzit de un țăran care era la porumb, săpa acolo porumbul și cineva s-a enervat pe Dumnezeu și a luat Biblia și a rupt Biblia. Și vântul a venit și a luat hârtiile și a ajuns o pagină din Ioan capitolul 11 direct acolo la el în timp ce săpa acolo porumbul. A luat foaia aceea, s-a uitat bine și a văzut că scrie acolo Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. În momentul ăla, când a citit promisiunea asta, a căzut, și, a căzut în genunchi acolo și și-a dat viața lui Isus Hristos. Pentru că Dumnezeu nu mântuie numai în biserică, Dumnezeu mântuie și pe cruce, Dumnezeu mântuie și în porumb, în lanul de porumb, Dumnezeu mântuie și pe marginea unui râu, pe Lidia, Dumnezeu mântuie și pe Zacheu în timp ce era acolo într-un frăgar. Dumnezeu, Duhul Sfânt, sufă în vrea, spune Biblia. Slăviți să fie în numele Domnului. Dar zice Biblia că celălalt lăhar, versetul 39, s-a uitat la Isus Hristos și a zis, nu ești tu Christosul. Avortează planul lui Dumnezeu. Mântuiește-te pe tine. Dă-te jos pe tine și dă și pe noi jos. Și catrizează-ne durerea. Spuneți-mi, cine vorbea prin gura acestui tâlhar, Dumnezeu sau satana? Zice stare. Satana! Pentru că asta a fost, asta a fost scopul diavolului de-a lungul celor trei ani și jumătate. Pe diavolul nu l-a supărat atât de mult că Iisus vindeca, că le făcea minuni. Nu, nu. Pe diavolul nu a supărat atât de tare lucrul ăsta. Diavolul, din momentul în care Isus Hristos a intrat în lucrarea de Mesia, de la botez, și până la înălțare, până la cruce, diavolul a vrut să facă pe Isus Hristos să evite crucea. Pentru că știa că miezul mântuirii nu stă în faptul că o vindecat pe un slăbănoc. Cu ce mă ajută pe mine să știu, de exemplu, că Isus o vindecat un slăbănoc dacă nu murea pe cruce? Eram încă mort în păcate, da sau nu? Da. Dar diavolul a venit la Isus Hristos. În atâtea feluri să-i spună, nu te du la cruce. A venit pe muntele ispitirii și a zis, uite, tatăl tău ți-a auzit în psalmul 2 că îți dau toate marginile pământului. Te face stăpân pe tot pământul. Uite, și eu o să fac aceeași promisiune, dar nu te du la cruce. Pur și simplu, închină-te mie și îți dau toate împărățiile pământului. Evite crucea. Nu l asculta pe tatăl tău. Pleacă-te înaintea mea. Și Isus Hristos i-a zis, pleacă satanul, numai Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai lui să-i slujești. După vreo doi ani de zile de slujire, Isus a spus, așa cum am citit, fiul omului va fi dat în mâna, în mâna fariseilor, va fi bătut, va fi scuipat, va fi omorât, dar a treia zi va învia. Și Petru i-a zis așa, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Cum l-a mustrat Iisus Hristos pe Petru? Cu apelativul satanul. I-a zis, pleacă satanul, înapoi a mea satanul. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Din nou îl vezi pe diavolul care vine asupra lui Hristos. Nu, nu, cum va să te duci la cruce? Să nu ți se întâmple așa ceva. De ce? Pentru că știa că mântuirea noastră stă unde acolo? Dacă merge la cruce. Și uitați-vă cum Iisus Hristos e pe cruce. Și farisei și cărturare zice, ha, hai, dovedește că ești Mesia, dă-te jos de pe cruce. Și când a văzut că nu se dă și a luat ultimul as de sub mânecă, și anume pe cine? Pe tâlhar. Și cu toată forța demonică, diavolul vorbește prin gura acestui tâlhar și de ce? Mântuiește-te, dă-te odată jos, nu sta până la capă, de ce? Ca oamenii din Oradea să nu fie mântuiți. Secol întregi de oameni să nu fie mântuiți. Dă-te jos de pe cruce. Și iată pe Iisus cum rezistă și n-ascultă această voce diabolică. Și rămâne pe cruce șase ore. Și la sfârșit spune Biblia că Iisus a scos un țipăt. Și țipătul ăla n-a fost de durere, a fost un țipă de, de bucurie, un țipă de victorie, care a rămas până la capăt. Am primit lucrarea pentru, pentru, mântuirea noastră. Frați și sorori, suntem aici datorită faptului că Isus a stat pe cruce până la capăt. Și mulțumim Domnului că nu și-a arătat puterea prin faptul că se dădea jos, ci mulțumim lui Dumnezeu că și-a arătat puterea că a rămas și a ascultat de Tatăl până la capăt, ca noi să avem o mântuire extraordinară. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să rezistăm la orice ispită din partea celui rău orice deznădejde, orice poftă canceroasă, orice ar veni asupra ta, să Doamne, vreau să rămân lângă tine, Doamne, să rămân răstignit împreună cu tine, să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în noi. Amin? Versetul 40. Celălalt tâlhar l-a înfruntat și a zis, s-a uitat la el, în tâlharul ăsta de care vorbim noi acum, deja s-a produs mântuirea. Duhul Sfânt a preluat tot contextul și a convertit toate insultele în care existau adevăr și a creat credință mântuitoare. Și se uită la colegul lui și deci, zice, auzi, nu te temi tu de Dumnezeu? Fiți atenți ce vocabular are. De frică de Dumnezeu. Dar de unde ai tu vocabularul ăsta, criminalule, tâlharule? Duhul Sfânt, deja m născut din nou. Credința a intrat în inima mea. Zice, deci, nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași o sândă? Nu te tem să vorbești așa? Credeți-mă că mulți români au credința acestui tălhar care i-a zis lui Iisus, dă-te jos de pe cruce, mă credeți? Exact mentalitatea asta de tălhar. Doamne, dă-te jos și dă-mă și pe mine, vinde că mă cicatrizează în durerile și apoi lasă-mă, Doamne, să fiu hoț în continuare. Dă-mi bani, Doamne, vinde că fata, vinde că pruncul, de i căsătorie bună, ajută-mă la examen și apoi viața lor persoană. Ei nu doresc persoana lui Hristos, ei vor buzunarea lui Hristos. Vor avantajele. Hai, Doamne, dă-mă jos că mă doare. Doamne, ajută-mă. Dar nu l-ar vrea pe Isus. N-ar vrea o relație personală. Dă-mă jos, Doamne, și vindecă-mă. Câți români n-au credința acestui tâlhar? O credință, o mentalitate de tâlhar. Care vor numai avantaje. Vreau fericire, vreau bucurie, vreau, vreau har, vreau pace, vreau bani. Dar nu pe tine, Doamne, lasă-mă pace. Uitați-vă însă la mentalitatea corectă a unui om care se născut din nou pe cruce, la celălalt. Și zice așa, nu te temi de Dumnezeu, zice? Versetul 41. Pentru noi este drept. Că își primim răsplata cuvenită pentru, zice stare, fără de legile noastre. Uitați-vă că mântuirea nu înseamnă cred în Dumnezeu și în viața mea personală. Și dracii credeți deci, Biblia și ce fac? Se înfioară. Am mai spus și o mai spun. Eu cred că mulți români au o credință mult inferioară dracilor. Dracii cred și tremură. Românul poate să înjure de Dumnezeu, de greu, de Maica Domnului și nu tremură. Și uite aici, deci nu te temi tu de Dumnezeu? Pentru noi este drept. Vă rog să lăsați versetul, băieți. Pentru noi este drept, versetul 41, că își primim răsplata cuvenită pentru fără de regele noastre. Ce înseamnă asta? Când Dumnezeu mântuie pe cineva, Dumnezeu nu zice, o, crezi în Isus și faci ce vrei. Nu. Credința adevărată întotdeauna vine cu pocăință. E drept. Mă pocăiesc. așa e Doamne, merit. Și oare nu asta e cea mai mare criză în bisericii noastre? Cea mai mare criză în bisericii noastre nu e de bani pocăiți au bani. Cea mai mare criză în biserică nu e de cântăreți. Avem toate genurile, uitați-vă pe YouTube, În biserici. Avem cor, avem worship, avem gospel, avem ce vreți. Rock and roll dacă trebuie. Orice găsești, uite-te pe internet. Cea mai mare criză nu e de pastori. No way! Uitați-vă ce suntem aici. La biserică. Nu! Cea mai mare criză e de lacrimi în biserică. Parcă nici ni și rușine să mai plângem în biserică. Asta e, de integritate. Pentru noi e drept. Așa e, Doamne, merit pe de îmi dau machiajul spiritual jos. Așa e, mă, cum poți să vorbești așa? Parcă ți-e și mai rușine să mai plânge în biserică. Să uite câțiva sfânt de ea, așa, să uite la tine cei cu asta. și că plângi. Doamne, nu mă lăsa. Ce strâng așa când se rog, Doamne, dar ce-a făcut amul, Doamne, iartă -ni. Am ajuns așa un club de creștini civilizați. Pace, pace, pace. Oh, pace. Asta am ajuns. N-avem, uitați-vă, ăsta n-avea teologie, n-avea Biblie, o Biblie pe cap de locuitor, n-avea biserici, dar avea Duhul Sfânt, Duhul Sfânt a lucrat în el. Și uite, când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu numai cred în Isus, credința aceea te pune pe genunchi, credința aceea te face să te vezi păcătos, e drept, Doamne, așa -i? Nu spun că nu e adevărat, ai probe video când tu știi că ești până în gât de vinovat. Te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Nu asta e cea mai mare criză? Frate, ai făcut? Ce ai cu mine? Știam eu că ai ceva. Uite-te aici. Omul ăsta n-a făcut, dar pentru mine e drept, merit pe deapsa. așa e Doamne, mă pocăiesc înaintea ta. Hai să le întrebăm, când a fost ultima rată? Când să stai tu în cămăruța ta cu Dumnezeu. Să ai rugăciunea tâlharului, așa e Doamne. Doamne, frații, surorile mă văd, o, oh, stora cu tare, o, oh, fratele cu tare. Da, Doamne, tu știi bubaia de sub braț, din talpă. Tu știi lucruri pe care nu le știe nimeni, Doamne. Și de tine nu mă pot spune. Nu mă interesează ce zice lumea. Doamne, stau și mă zdrobesc. Așa e, Doamne. E drept, mă pocăiesc înaintea ta. Când a fost ultima dată? Poate ăsta e cel mai bun test prin care știu că cineva e cu adevărat mântuit. Nu dacă de bani la biserică, dacă vine, dacă are o voce ca o privighetoare, dacă e mare orator. Zero barat! Dacă nu-i pocăință, dacă nu-i viața în spatele ușilor închise, curată, și dacă nu ți lacrimi de pocăință când păcătuiești, ai vopsit peste rugină. Uite la tâlharul ăsta. E drept, Doamne. Când a fost ultima dată când să stai pe genunchi să spui, Doamne, ai mire de mine, păcătos. Doamne, sunt în zdrențe. Doamne, îndurăte de mine. Doamne, am nevoie de, de Duhul Tău cel Sfânt care e Sfânt. Sfințește-mă în adevărul Tău. Zidește în mine o inimă curată. Uitați-vă ce teologie avea omul ăsta. De unde a avut-o? Când nu a făcut teologie. Nu a făcut la biserică. Dar când Duhul Sfânt e Sfânt în tine, te vezi murdar și zici, așa e, Doamne, curăță-mă în adevărul Tău. Am auzit, am mai spus aici, de un păstor care predica și o fetiță a început să plângă. Repid, de maică sa, să scoată afară, să nu deranjeze predica. Și la care păstorul, cu o ironie fină, zice sora lasă-o să, plângă pe fetiță. Măcar ne aducem și noi așa aminte cum e să se mai audă plâns în biserică, că așa și noi mari nu mai plângem de mult. Cum era mai de mult când ne adunam și plângeam și stăteam înaintea lui Dumnezeu. Nu trăim vremuri de astea. Miercuri să mai plângi, duminica cam greu, în două minute gata rugăciunea. Vin domnii, pace, pace. O să filmează. Bine că nu se filmează, mai putem plânge, nu? Las că am început să ne psihologizăm și noi. Ești la bil emoțional, auzi. Deci dacă plângi înaintea lui Dumnezeu și apoi te bucuri, cum acum e sus, acum e jos. Și am început să credem în psihologia asta nebună. Când David, în 5 versete, în Psalmul 13, zice, la început, până când mă vei uita încetat, plânge. Până când, Doamne, până când? Versetul 5. Când Domnul că mi-a făcut mult bine. Sunt cu inima veselă. Dar cum? Da, plângi înainte și apoi te bucuri. O oh, să filmează, să nu mă vadă de vecină, că eu plâng în biserică, Doamne, ce-i cu asta? Dacă nici în Casa lui Dumnezeu nu mai poți să-ți plângi păcatul sau durerea sau să vii cu amarul, mută-te la altă biserică. Căci e Biblia că în Casa lui Dumnezeu și pasăre-și găsești un loc, nu? Dacă nu mai poți să plângi în casă, bă, dar unde să plângi? Unde să... Casa mea se va numi o casă de... Nu e un centru de cântare, nici de predicare. Nu? E o casă de... E o casă de rugăciune. Doamne, ajută-ne, Doamne! Dă-ne lacrimile pocăinței, Doamne! Să, ne... să, simțim, să vină Duhul Sfânt, să nu fie doar programe inerții, de asta în continuare, în continuare, aiurea. Vrem, Doamne, să fie Duhul Sfânt! Și asta nu vine până când nu-L onorăm pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt onorează pe cei care îl onorează. Amin? Amin? Las că dacă Messi dă gol, 80.000 de suporteri care zgata uh, să se taie de bucurie și rup scaunele. Aia nu-și nebuni. Aia nu. Dar tu dacă te bucuri o leacă în biserică, repede zice, zici, Doamne, ce strigă așa tare și o zis, aleluia. Dar aia nu-și nebuni. Și dacă dă pe lângă, nu-și ne că urlă și le vine să plângă acolo. Aia nu-și nebuni. N-am ajuns să credem mai mult psihologia asta nebună. Și nu mai credem în cercetarea Duhului Sfânt. Au, oh, cercetarea Duhului Sfânt. Doamne, trebuie să ne păstrăm demnitatea. Demnitatea nu e o roadă a Duhului Sfânt, ci bucuria e o roadă a Duhului Sfânt, așa -i? Și plânsul pocăinței. Doamne, îți mulțumim pentru tâlharul ăsta, Doamne, care ne învață pe noi pocăiți de 30-40 de ani de zile. Ce înseamnă să ne pocăim cu adevărat? Și a zis lui Isus, versetul 42, Doamne, este un cuvânt magic. Doamne, nu-i zice învățătorule, nu, pentru mine ești domn. Ești domn, mă închin. Mă predau cu totul, nu? Este un cuvânt extraordinar. Doamne, adu aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Nu vreau medalii, nu vreau onoruri, vreau un singur lucru. Am crezut în tine, cred că tu ești Mesia. Cred că ai venit să mor pentru mine, Doamne. Tu ești Dumnezeu în carne și oase. De unde știu că l-ai recunoscut ca Dumnezeu? Omul ăsta n-a făcut niciun rău, spune Biblia. Așa zice Tălaru, 41. Pe cine e fără păcat? Singurul fără păcat cine? Ma Dumnezeu și recunoaște pe omul ăsta că este cine? Dumnezeu în carne și oase, care stă pe cruce pentru păcatele lui. Aduți aminte, zice de mine, când vei veni în împărăția ta. Există o siguranță a mântuirii? Ne rugăm pentru copiii noștri, care sunt în bisericile noastre și în școlile noastre. Dumnezeu să-i mântuiască. Dragi tineri, faptul că te naști într-un garaj nu înseamnă că ești mașină. Faptul că te naști într-un aeroport nu înseamnă că ești avion. Și faptul că te naști într-o familie cu părinți deosebiți pocăiți nu înseamnă că ești pocăit. Pocăiții nu se nasc, pocăiții se fac. Adică trebuie o întâlnire personală cu Isus Hristos. Trebuie să fie un moment ca tâlharul ăsta, o întâlnire personală cu Hristos, să spui mulțumesc că ai murit pentru mine la cruce. Mulțumesc că pentru păcatele minții mele ai luat o coroană de spin pe cap. Să mântui cu sângele tău mintea mea. Mulțumesc că pentru mâinile astea murdare ai primit piroane, să cureți mâinile mele, Doamne. Mulțumesc că pentru picioarele astea care au mers unde nu trebuia, ai luat piroane, să încureți umbletele mele. Mulțumesc că pentru trecutul meu murdare ai luat bice fără număr, să încureți păcatul. Mulțumesc că pentru inima asta murdară ai luat o suliță, Doamne. Și Doamne, vin înaintea ta și Doamne, vreau să spun, ăsta sunt, asta sunt, Doamne. Nu mă vede mama, nu mă vede tata, dar tu știi, tu știi la ce mă uit pe scroll. Îs murdară, Doamne. Sângele tău din, din coroana de spin care a intrat în capul tău, să curețe mintea mea. Amin? Să crezi în substituție că Isus a plătit în locul tău și că Dumnezeu poate să te deslege. Lăuda să fie Domnul. Lăuda să fie Domnul. Nu vi se pare că mulți pocăiți sunt ca și Lazar? Vă aduceți aminte de Lazar? Deci de patru zile mort în mormânt. E acolo în mormânt, zice. Și-a venit Iisus și-a zis, dați piatra la o parte. Și-a dat piatra la o parte și aceeași gură sfântă care a zis să fie lumină, aceeași gură sfântă a zis, Lazar, ieși afară! Și n-a zis ieși afară, că dacă îți ieși afară, cred că ieșau toți 50 de acolo. eu a zis pe nume, numai el să iasă. Și puterea creatoare a lui Dumnezeu a dat viață mortului. Și zice Biblia că Lazar a ieșit cum? Cu mâinile și picioarele cum? Zice stare, Legate. Dacă îl le întrebai pe Lazar, ai auzit glasul Domnului? Mm -hmm. Lazare, ești viu? Mm -hmm. Lazare, dar ești liber? Mm -mm. Nu așa sunt mulți creștini astăzi. Nu mai sunt în peșteră, nu mai sunt în lume. Ori auzi glasul, da, îți, În viață. îți născuți din nou, dar și cum îți legați. Păcatul care un fășură acum, așa de... Lesne. Da, îți mântuiți să sunt viață. Dar nu-ți dă nicio treabă pentru legerea împărăției lui Dumnezeu. Zlegați, uri, amărăciuni, pornografie, răutăți de care n-au scăpat. Stau acolo așa. Și... Pagine. Zlegați. Vreau să vă dau o veste bună. Dacă Dumnezeu a putut să dea viață unui mort, cu atât mai mult Dumnezeu poate să taie orice legătură. Și într-o seară de joi, banală, spunem noi, am venit, mulți părinți nu veniați astăzi, 100% nu veniați dacă nu erau vor și aici. Și nici la altii biserici probabil. Cel mai probabil nu mergeați. Dar Dumnezeu în providența lui, uite, nu se filmează. V-a adus pe voi și m-a adus pe mine, pe toți aici, să ne vorbească, să spună, uite-te legătura aia care de câți ani o ai. Ești mântuit! te ești legat! Să spui, Doamne, Dumnezeule, rupe orice legătură, Doamne. Doamne, vreau să fiu liber, Doamne. Și nu pot asta decât dacă vin și spun, ăsta sunt, vin, mă abandonez, Doamne. Sângele tot ce Sfânt, Doamne, să mă cureți să mă elibereze. Oare mai credem în așa ceva? Mă duc mult la evangelizare. Niciodată nu zic că e prea mult, dar câteodată mi se pare că e prea mult, cam să prunci, dar niciodată nu e mult pentru Dumnezeu. Și am văzut ceva. Oamenilor nu le mai place să... Nu, nu mai reacționează așa de bine când vorbești de cruce, de sânge. Le plac așa întâmplări cu bunicuțe, chestii statistici, cu prostioare din astea, să plângem, să râdem. Am ajuns, parcă am devenit insensibil și asta e o boală. Să nu te mai sensibilizeze crucea, sângele, rănile lui Hristos, unde există mântuire. Doamne ajută-ne să aducem la moi crucea în predicile noastre. Și a zis lui Iisus, Doamne adus aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Iisus a răzis, versetul 43, ultimul verset. Iisus a răspuns, adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în rai. Adică Iisus nu a spus adevărat îți spun azi, virgulă, că vei fi cu mine în rai. Ca și cum, adevărat îți spun azi, acum, că după 5.000 de ani, după ce se epuizează istoria, o să te chem în rai. Până atunci, somn. Noi nu credem, asta e o rezie. Noi nu credem în adormirea sufletului. Creștinul când moare, dacă ești născut din nou, pleci direct în prezența lui Dumnezeu, nu la somn. Asta este o învățătură rea. Pavel zice, sunt strâns din două părți. Aș vrea, zice, să mai stau cu voi și aș vrea să mă mut la Domnul, nu la somn. Deci un creștin când moare, da, trupul lui e la somn, trupul lui e acolo. Dar Duhul lui pleacă unde? Direct în prezența lui Dumnezeu. Și Isus îi spune, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine, era eu mor înaintea ta. Și o să spun, Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul în mâinile tale. Așa că vei fi și tu cu mine, în rai. spune Spuneți-mi, spuneți mi e mare Dumnezeu? Poate Dumnezeu să ierte la clipeală de ochi când vede pocăința autentică? Poate Dumnezeu să șteargă orice mizerie și să-ți dea o viață nouă? Poate Dumnezeu, frați și surori? De asta îl iubesc pe Isus. I-am Doamne, dacă eu aș fi Dumnezeu în locul tău, și aș vedea un Gabi Florus pe pământ, eu cred că l-aș ierta o dată, de 10, de 100 de ori. Hai zic de 1000 de ori. Am să fiu foarte indulgent. Hai de 1000 de ori la puterea. Am zis, Doamne, ceea ce mă fascinează la tine este că tu m-ai iertat de 1000 de ori la puterea M plus 1. Adică de atâtea ori când nici mai pot. Și bunătatea lui mă îndeamnă la pocăință. Nu cancerul, nu accidentele, ci bunătatea lui, așa -i? Și nu vreau să păcătuiesc de dragul lui. Eu nu mai păcătuiesc împotriva legii lui Dumnezeu. Nu, asta era sub lege. Eu păcătuiesc împotriva unei relații pline de iubire. Eu, îl vreau pe Dumnezeu. Eu nu vreau să-l supăr pe el, nu de frica iadului care există, ci de dragul lui. Așa trebuie să-l iubim pe Dumnezeu. Ca asta e cea mai mare poruncă, așa-i? Și sus îi spune adevărate, spun că azi, vei fi cu mine, rai. Treabă-te. Dacă ar fi să mor, unde s-ar duce Sufletul tău? Dragele, unde s-ar duce? Dacă nu mai aveți 2-3 ani, puteți să luați decizii. Câți ani aveți voi acum? 14. Iisus la 12 ani era în templu și putea să pună întrebări din Biblie. Avea o minte rațională, critică, cognitivă în care putea să aibă dezbateri. Deja, aveți, deja sunteți responsabili. Dați-vă viața Domnului Iisus Hristos. Să aveți siguranța. Adevărat îți spun că azi vei fi cu mine rai. Oricând ne ia Dumnezeu să spune da, am siguranța mântuirii. Pentru că Biblia spune așa Eclesiastul 11 cu 3. Spune Biblia așa. Că sufletul omului este ca un copac. 7b. Fie că acel copac cade spre miază zi, fie că el cade spre miază noapte, unde cade, acolo rămâne. Ce înseamnă asta? Că dacă ai murit în Hristos, al lui Hristos ești pentru totdeauna. Dacă ai murit în păcatele tale, acelui rău ești pentru totdeauna și nu suntem cu luna nici cu viața, nici cu sănătatea. Și Biblia spune azi, dacă auzi glasul, nu ți împietri inima. Indiferent de vârstă, poți să fii tânăr, bătrân, nimeni nu știe ce și cum. Să spui, Doamne, înțeleg, mintea mea pricepe, nu mai este de doi ani. Doamne, vreau să-mi dau viața lui Isus. Vreau că atunci când mă chem, Doamne, vreau, Doamne, să, să ajung în împărăția Ta. Amin. Amin? Pentru că după ce mor nu mai există salvare, nu mai există iertare. Unde scrie asta? Marcu 2,10, Biblia spune așa. Marcu spune Biblia așa. Dar ca să știți, haideți să rostim cu toții și, dar ca să știți că Fiul omului are putere, zice stare. Un, ok, unde are Fiul omului putere să ierte păcatele? Pe pământ sau sub pământ? Pe pământ. Adică atâta timp cât ești în viață. După ce ai plecat, nu se mai poate. Și ce har în această seară suntem aici pe pământ, așa e? Că Iisus n-a murit în iad pentru noi, nici în locuința morților, ci a murit pe pământ. Și azi, dacă auzi glasul, zice Biblia, să nu-ți împietrești inima, să spui, Doamne, mă pocăiesc. Ca tâlharul ăla de pe croce, Doamne, te-am tălhărit. Doamne, am bătătorit pământul Tău, am respirat aerul Tău, am viața, mișcarea și ființa din mâna ta și în loc ca să îți dau creditul ție, în loc ca să mă întorc cu mulțumire, am trăit pentru mine, plăcerile mele, eu, 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 sine, myself, me, and me, and I, fond, totul eu și să zici, Doamne, vin cu eu meu și pun la picioarele tale și nu mai vreau eu, ci vreau Tu să trăiești în mine. Amin? Să-L iubești pe Isus. Și dacă asta este cea mai mare poruncă, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Să iubești mai mult moda, să iubești mai mult mașini și mechere. Și peste 100 de ani, hai să fim serioși, oricât de bine te-ai ținea, oricât de vegan ai mânca, peste 100 de ani, oricum ești în pământ. Și peste 100 de ani, chiar nu va conta ce mașină ai condus, nici ce bani ai avut, nici ce haine de firmă ai avut, ci peste 100 de ani va conta un singur, un singur lucru. Dacă ai avut o relație vie, vibrantă cu Isus Hristos, dacă ai iubit ce iubește El, sau ai urât ce urăște El. Asta face toți banii. Dacă Isus Hristos e în inima ta, dacă l-ai iubit pe El. Și dacă nu l-ai iubit pe El, ți-ai fumat viața. La jocuri, ai două, trei vieți. Ai pierdut una, vine a doua. Realitatea e dură. Dacă asta nu o trăiești pentru Isus, nu mai ai a doua șansă. Ce n ar da mulți oameni în vârstă să aibă vârsta voastră? Să gău, dacă mă pocheam eu atunci, să-L iau pe Iisus în serios, să mă pun să citesc Biblia o dată pe an, să-mi fac curat în viață, în prietenii care mă influențează spre rău, să fiu să-mi cinstesc părinții, nu? Ce n ar da? Dar nu mai pot. Astăzi e ziua în care să spui, Doamne, Alex, să mă pocăiesc. Amin? Amin? Mai vreau să vă dau un verset și... și... Acum așa e modă, la șapte jumate, mai de mult era la opt. Am învățat în două minute în plus că... Că e libertate, nu suntem în Ucraina. Nu? ce deci Biblia așa. Ioel, capitolul 2. Haideți să ne ducăm în picioare. Ioel, capitolul 2, versetul 25. Spune Biblia așa. Deci dacă este cineva astăzi și spune, o, frate, da... Eu nu știu, atâția ani am stat ca Lazar legat, vai, mai poate face Dumnezeu ceva, vai, aș vrea acum, dar mai are rost să asculte ce zice Domnul. Contextul este următorul. Israel, dacă te pocăiești, dacă vii cu post, cu rugăciune, ce zice Biblia? Haideți să citim cu toții. Și vă voi răsplăti anii pe care i-au mâncat lăcustele. Arbeh, Eleg, Hasil și Gazam. O știrea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Versetul 26. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Versetul 25 din nou. Ce face Dumnezeu cu un om care se pocăiește? Știți ce face Dumnezeu? Nu plătește, răsplătește ani. Adică comprimă timpul. Ce n-ai putut tu să faci în 30 de ani de zile și ți-ai trăit o viață poate mizerabilă, Dumnezeu poate să facă într-o lună în viața ta ce n-ai făcut în 50 de ani de zile. Și ți-au mâncat lăcustele, păcatul, șmecherile, moda, banii, plăcerile, mai știu eu ce. Și acum realizezi, Doamne, zgol, Doamne, fă ceva cu mine, vreau să recuper anii pierduți. Dumnezeu uite ce face, comprimă timpul. Și Dumnezeu poate să facă într-o secundă în viața ta ce tu nu poți să faci într-un miliard de ani. Tu crezi asta? Credeți asta, frați și surori? Și dacă asta nu ne încurajează, nu mai știu cine îi poate încuraja. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și a venit Hristos. Au făcut Hristos într-o milisecundă. Ce n-au putut ei să facă într-o noapte întreagă, da sau nu? Le-au umplut bărcile, o crea direct pește, acolo o mreajă. Zice că se cufunda într-o secundă pentru că a ascultat și a aruncat mreaja în partea dreaptă. O putut Dumnezeu să facă minuni? Seara asta, ce-ar fi să spui, Doamne? Vin, Doamne, cu anii mei, Doamne, pe care am trăit, Doamne, în păcatul ăla, în păcatul ăla, în păcatul ăla, și mi-au luat energia spirituală. Dar vin, Doamne, înaintea Ta. Doamne, comprimă timpul, răsplătește anii aia, Doamne. Și, Doamne, vreau să-mi dau viața mea cu totul Ție. Dacă ești nemântuit în seara asta, spune, Doamne Iisus, te vreau pe Tine, Doamne. Curățește-mă, spală-mă, dă mentalitatea acelui tălhar în care s-a produs nașterea din nou. Să am lacrimi de pocăință, credință vie, dorință, relație cu Tine. Nu numai după buzunarele Tale, te vreau pe Tine, Doamne. Vreau prezența Ta în viața mea. Și mă rog ca Dumnezeu să lase, să plouă cu mântuire peste noi. Să rupă Dumnezeu orice lanț, să fim oameni liberi în numele lui Hristos. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului.